Stimați reprezentanți ai mass mediei, dragi fermieri, bună ziua! Astăzi am decis să fac un anunț public, anume pentru fermierii care sunt persoane fizice cu activitate de întreprinzător sau acele gospodării țărănești care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Din anul 2023, Parlamentul a operat modificări la legea cu privire la activitatea gospodării țărănești. Modificările țin în deosebi din modificarea numărului de identificare a entității, așa cum mai zicem pe scurt, sintagma IDNO, și începând cu anul 2023, fiecare gospodărie țărănească care activează, este necesar să modifice numărul vechi după numărul nou de identificare. Agenția de Servicii Publice oferă acest serviciu gratuit, doar că entitățile economice să se adreseze la direcțiile teritoriale în gestiunea căruia sunt. De ce vin cu acest anunț? Pe parcursul examinării dosarelor am constatat că circa 20% din numărul entităților economice încă activează pe acest cod de identificare vechi. Aceasta aduce, în primul rând, la tergiversarea procesului de examinare a dosarelor, dar și la neclaritățile sau alocarea surselor și revenirea acestora înapoi către bugetul de stat. În prezent, Ministerul este în etapă de elaborare a unui proiect care o să vină în susținerea fermierilor. Astfel că, pentru a nu avea impedimentul în procesul de achitare a surselor financiare, venim cu solicitarea ca aceste date să fie modificate. Sigur că în cazul în care apar careva neclarități sau impedimente în obținerea acestor nou IDNO, vă rugăm să accesați pagina web a agenției sau ne acordați întrebările de rigoare pentru a fi soluționate în termen proxim.